De ziua internațională a persoanelor vârstnice marcată în fiecare an pentru octombrie, Poșta Română devine partener în dezvoltarea la nivel național a sistemului de alertă Butonul Roșu. Este un serviciu complementar celui de urgență 112 și este destinat persoanelor singure vârstnice cu risc medical ori aflate în localități rurale sau izolate. În baza parteneriatelor dintre instituțiile publice care asigură servicii de asistență socială comunitară și Poșta Română, factorii poștal se vor deplasa la domiciliile beneficiarilor, îi vor înregistra în bază de date împreună cu cu istoricul medical și factorii de risc. Îi vor instrui și le vor da brățara împreună cu un telefon asociat acesteia care va asigura monitorizarea și asistența la distanță. La o simplă apăsare pe buton, dispozitivul mobil este localizat prin GPS. Beneficiarul este identificat, iar dispeceratul medical de urgență primește accesul la datele medicale ale pacientului. Este declanșat protocolul de urgență personalizat, precum și informarea familiei, iar în cazul urgențelor majore se apelează 112. Beneficiarul este monitorizat permanent până la eliminarea